Bună ziua și bun găsit, vă spunem și de această dată. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Discutăm astăzi despre consumul de substanțe mai mult sau mai puțin interzise din punct de vedere legal, dar cu efecte asupra sănătății fizice și psihice a consumatorilor. Alături de noi, domnul comisar Florin Nicolăiță, coordonator Centrul Regional pentru Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Craiova. Vă mulțumesc, domnul comisar, că ne sunteți alături. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și îmi face mare plăcere ca de fiecare dată să dialogăm pe un subiect, iată, sensibil pentru toată lumea. Un subiect care în ultima perioadă a ieșit parcă mai mult în presă decât alte dăți. Am văzut destul de mulți conducători auto din rândul tinerilor fiind prinși la volan sub efectul unor astfel de substanțe. Da, da, este o realitate, din păcate, căreia trebuie să-i facem față, o realitate de care, evident, trebuie să ținem cont și aș putea să spun că, în ciuda măsurilor pe care Poliția Română și instituțiile de specialitate le-au avut în vedere, dincolo de aspectele ce țin de acțiunile, filtrele pe care Poliția le realizează în mod constant, dotarea cu aparatură de specialitate pentru depistarea unor astfel de substanțe, măsurile legislative care vizează acele sancțiuni pentru astfel de cazuri, totuși, iată, fenomenul este la cote destul de periculoase. Vorbim de multeribilism, vorbim de inconștiență, vorbim de iresponsabilitate în cele mai multe cazuri, vorbim de tineri care, în ciuda faptului că unii dintre ei ating vârsta maturității, totuși, în planul acțiunilor există o imaturitate evidentă. Și atunci apar consecințele. Din fericire, din situații existente la nivel local, majoritatea cazurilor au avut ca și consecință întocmirea unui dosar penal pentru cei în cauză, neexistând evenimente rutiere cu victime sau, după caz, cu deces în astfel de cazuri sau ca și consecința unor astfel de cazuri. Însă, într-adevăr, specific tinerilor să calce pe bec, să spun, și din punctul ăsta de vedere, suportă consecințele. Haideți să vorbim un pic despre aceste, da, consecințe, pentru că de multe ori se poate interpreta conform căreia nu are ce să mi se întâmple, sunt perfect lucid, auzim asta și în cazul alcoolului, deși la alcool subiectul a fost mult mai mediatizat ca urmare a faptului că a conduce sub influența alcoolului se pot întâmpla lucruri grave. Da. Pe aceste substanțe, nici nu știu cum să le mai spun, unele legale, altele de terminologie și terminologie care poate să creeze confuzie în rândul celor care consumă, își propun să consume sau poate sunt ademeniți de alții pentru a consuma. Mai degrabă, haideți să luăm pe rând. Acum, legislația în țara noastră este destul de fermă și din acest punct de vedere. Este clar, se interzice cu desăvârșire consumul sau o persoană care se află sub influența unor astfel de substanțe, așa cum se întâmplă și în cazul alcoolului, este sancționată penal pentru astfel de... Adică este catalogată ca infracțiune și, desigur, se întocmește un dosar penal pentru cel în cauză. De asemenea, sunt prevederi clare în codul rutier, sunt prevederi clare în legislația specifică aferentă domeniului drogurilor. Atât pentru conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor interzise, așa cum se prevede în codul rutier, dar și pentru deținere de droguri în vederea consumului, așa cum se prevede în legislația specifică aferentă domeniului. Deci lucrurile sunt cât se poate de clare. Unde nu se conștientizează pericolul, acolo unde amintează dumneavoastră legale sau mai puțin legale. Pentru că există astfel de mesaje în zona mediatică, în zona publică și o percepție total greșită. Sunt legale sau sunt mai puțin nocive decât celelalte? Nu. Toate, până la urmă, au aceeași finalitate. O degradare a funcțiilor psihomotorii, o degradare a întregii condiții sociale,
cu atât mai mult cu cât există, însăși prin starea de relaționare cu drogul, o tendință spre comiterea de abateri de la normele sociale, mai mult decât atât, însăși am amintit mai devreme, prin faptul că deții droguri să consumi, ești deja catalogat ca infractor. Așa spune legea în România și este bine să ne raportăm la prevederile și normele de conduită care guvernează societatea în care trăim. Cum e în alte părți, este treaba celor de acolo. La noi așa arată lucrurile și este bine să le respectăm ca atare. Termenul ăsta de legal este forțat așa, introdus în mentalul public și este introdus de cei care au un interes în acest sens. Termenul de legal face produsul mai puțin periculos. Îl face accesibil, îl face ușor vandabil, dacă vreți. Sau mai puțin cunoscut de autorități. Sau mai puțin. Și asta. Astfel nu a intrat asta, încă exact, pe lista substanțelor interzise. Spunem, dar nu, până la autorități nu. Cei care au și caută și au nevoie și sunt doritori, da, e legal, este ok, este bine, da, uite ce preț mic are. Adică putem să ne asociem 3-4, să luăm acolo ceva și să ne facem viața frumoasă. Ce nu știu, din păcate, este că aceste substanțe cel mai adesea au origine necunoscută, nu se știe de la un produs la altul ce e în compoziție, în orice caz nu e nimic natural, totul este chimic, totul este toxic și n-am spus-o eu ca polițist, nu o spunem noi, o spune Organizația Mondială a Sănătății și organismele de specialitate care realizează cercetări în domeniu, sunt produse toxice total în afara consumului uman. Ca atare, folosirea unor astfel de produse nu fac altceva decât să creeze o puternică afectare a funcțiilor organismului uman. În special, funcția neuronală, care este prima afectată prin circuitul sanguin și apoi în timp celelalte organe care nu așa pot să cedeze la un anumit moment dat. Ce este mai rău însă că pe fondul stării de consum, chiar astăzi de dimineață discutam cu o doamnă care ni s-a adresat la centru pentru situația fiului său în vârstă de 24 de ani, un tânăr în aparență cu mințel dedicat serviciului și vieții personale, un tânăr cu care se comunica bine, chiar un băiat cu minte, care dintr-o dată și-a schimbat total comportamentul. Părinții au încercat și l-au întrebat ce se întâmplă, ce este, el argumentându-le, spunându-le de fiecare dată că totul este în regulă, totul este sub control. Deși părinții vedeau o schimbare evidentă în comportamentul, în randamentul și în stilul lui de viață. Se ascundea, era apatic, dorea mai mult decât trebuie, devenea dintr-o dată agresiv în limbaj. Un consumator aflat sub influența drogurilor nu își dă seama de schimbările astea. Subconștientul lui lucrează ca și când lucrurile ar fi într-o zonă de normalitate. Din păcate, randamentul psihomotoriu spune cu totul, arată cu totul altceva. Și cei din jur văd, conștientizează, observă, el însă vine și argumentează că totul este sub control. Este extrem de periculos. Atâta timp cât o persoană nu-și conștientizează problema, nu conștientizează că relația, în speță, cu o astfel de substanță sau cu astfel de substanțe îi creează rău, îi creează probleme, îl scoate din zona realității, este, în primul rând, este foarte greu de recuperat, pentru că ce să recuperezi dacă el nu conștientizează pericolul, da? Și ca atare este foarte greu de intervenit, pentru că intervenția se face prin structuri de specialitate, adică nu vorbim de o banală răceală de sezon sau de o banală alergie. Da? Și vorbim de efecte care pot să fie irreversibile. Irreversibile și vorbim, în primul rând, de comportamente adictive, adică nu vorbim de o problemă care se înlătură, da, cu un aerius, cu o simplă pastiluță, să spunem. Nu, vorbim de probleme profunde, probleme care țin de, sunt de conținut și țin de structura personală, de un stil de viață, de un fond care a generat problema și multe alte, de un anturaj, de multe alte probleme care într-un context general și într-un tablou mai larg trebuie să creeze o intervenție unitară a mai multor factori. Și atunci este destul de greu de intervenit
în condițiile în care persoana nu-și conștientizează problema. Adică tu ești topit praf și nu mai ai niciun fel de randament, ți-ai pierdut serviciul, te-ai îndepărtat de prieteni, ești neglijent, da, și spui că este tot în regulă. Păi asta nu arăți că e tot în regulă. Prin asta nu arăți că e tot în regulă. Ba mai mult, ai niște probleme. Neconștientizând problema, este greu de ajuns la fund ca să încerci să ajungi și să rezolvi ceva. Menționați de acest tânăr ca fiind caracterizat de către părinți ca un tânăr liniștit, cu minte. Aș vrea să vorbim despre aceste categorii de tineri care sunt cei mai predispuși, pentru că, de regulă, la o primă vedere, ne-am gândit că de astfel de evenimente sunt afectați tinerii teribiliști, care vor să pară mai deosebiți. Foarte corect ce spuneți. Dar mă gândesc, pe de altă parte, și la cei tineri introvertiți, care nu reușesc să se integreze într-un mediu și care își doresc acest lucru, care sunt supuși și anxietății, depresiilor, care nu cred că sunt suficient de buni, tineri la care nu ne-am gândit în primă fază, pentru că e acea categorie de tineri care sunt respectuoși, sunt cuminți, care nici nu ridică poate privirea de jos. Da, da. Da, și asta ar putea să însemne, să însemne să și să spună ceva și în multe cazuri iată că spune. Și totuși, în opinia mea, un aparținător, un părinte ar trebui să-și cunoască cel mai bine propriul copil. Aici, în speța pe care v-am supus-o atenției, vorbind de un tânăr adult. De obicei, nouă cazuistica și analizele la nivel local, la nivel național și analizele, să spunem, măcar europene în domeniu, ne arată că după anumită vârstă, se spune după vârsta de 21-22 de ani, atunci când intervine un proces de maturizare, un tânăr începe să se integreze în societate, poate își găsește un loc de muncă, poate își face o prietenă, poate se gândește la alte lucruri, eventual să-și cumpere o mașină frumoasă, ce știu eu, să se dezvolte în plan personal și social, n-ar mai trebui să, pentru acel tânăr, problema drogurilor să reprezinte o prioritate și în context să-l facă vulnerabil prin comportamentul său. Și totuși există astfel de cazuri. Unele, tocmai de asta, cel mai adesea în astfel de spețe, trebuie să ajungi la fondul problemei, să vezi ce a generat, propriu-zis, starea de fapt. Teribilism, curiozitate, influența altui grup sau o neadaptare la, să spunem, la tendințele din societatea de astăzi. Deci sunt multe cauze și mulți factori care pot genera o anume situație care poate să devină critică la un moment dat pe fondul, să spunem, relației cu drogurile într-o speță sau alta. Dar, repet, este extrem de important să se conștientizeze sau persoana în cauză să conștientizeze pericolul și problema care a fost generată de starea de consum. Dacă nu se conștientizează și se duce în derizoriu astfel de problemă, este greu de intervenit. Și vă spun eu, cei mai mari specialiști în domeniu nu vor reuși niciodată să... Da, punctual, în dialogul pe care îl faci cu subiectul, cu beneficiarul programului în cauză, lucrurile sunt ok. E un mediu ambiental ok, primitor, se creează o emoție, o legătură de la profesionist la beneficiar, dar când pleacă de acolo, el merge tot în mediu, în zona care îi favorizează această stare de consum. Ca atare, dacă el nu se deschide și nu dialoghează și nu expune întreaga problemă într-o formă nudă sau de la A la Z, este greu de depistat și de îndepărtat, să spune, sau de ameliorat o anumită stare problematică. Din câte se pare, pentru noi cei care nu suntem neapărat din domeniu, pare a fi o problemă foarte greu de rezolvat și în care, din păcate, pare că suntem cumva depășiți. Pentru că, dincolo de ceea ce înseamnă psihoterapie și a ajutat tânărul respectiv să se deschidă, intervine factorul material, pentru că astfel de ședințe, și bănuiesc că este necesar pe timp îndelungat. Nu ne-am întâlnit de două ori și am rezolvat problema. Aici putem să facem o discuție, o emisiune întreagă legată de factorii care generează astfel de probleme. Ei sunt multipli, sunt complexi și țin de foarte, foarte multe lucruri. Pot să țină de un context social favorabil, de o legislație superficială, de o intervenție autorităților făcută într-un mod neprofesionist,
putem să vorbim de o anumită conduită și o anumită chiar de influența internetului, zonei mediatice de acolo. Putem să vorbim de educație, de mulți factori putem să vorbim. Important este ce facem noi ca instituții, ce fac autoritățile, ce fac părinții, ce fac ce școala. În scopul de a preveni și de a nu ajunge în într-o scopul astfel de situație. Da, de a preveni, de a interveni și de a limita, să spunem, efectele nocive. N-ai cum să le îndepărtezi. Nu. Adică este și de mulți ani, este imposibil și eu nu mă feresc de a face afirmații deșarte. Din păcate, tendința și în societatea noastră este de adaptare la regulile de conduită care guvernează și prin alte părți, în special zona asta adolescenților și tinerilor. Nu ai cum să faci abstracție de o realitate. Avem o problemă cu traficul și consumul de droguri, cum avem problemă și noi, ca și alte state. Și aș face o mică paranteză. Să nu credeți că Parisul este doar Turnul Eiffel și Champs-Élysées sau Roma este doar Coloseumul și Piața Venețiană, ca idee. Și acolo sunt probleme și mult, cu mult mai mari. Cu mult mai mari. Adică ce este în suburbiile acestor localități, măcar din două din cele amintite, să nu mai vorbim de Amsterdam sau de alte lucruri, lucrurile arată dramatic, realmente dramatic, adică noi suntem pionieri față de ce este acolo. Noi venim dintr-un sistem în care exact. Lucrurile erau au mult mai bine lucruri. Ținute sub control. Este foarte adevărat. Asta nu înseamnă că privind la deruta și la durerea care este foarte vizibilă acolo, trebuie să spunem, ok, la noi e bine, putem să stăm liniștiți. Nu. Vigilența trebuie să fie permanentă. Noi asta încercăm să facem, asta transmitem prin mesajele și prin acțiunile pe care le facem. Pentru că, repet, în permanență, instituțiile, autoritățile, desigur, instituția familiei, instituția școlară de educație, trebuie să rămână vigilentă. Când ar trebui să înceapă familia să fie atentă la astfel de comportamente din partea copilului? Bine, în mod normal ar trebui să fim de când îl naștem, da. Până la urmă, prin educație, astfel încât să preîntâmpinăm astfel de evenimente. Da. Dar când se semnalează că începe consumul de substanțe din această zonă? În primul rând ar trebui familiile să semnaleze devierile și schimbările de comportament. Dar mai înainte de asta, familia ar trebui să stabilească o foarte bună comunicare cu proprii copii, o apropiere de valorile lor de viață, de stilul lor de viață. Adică un părinte trebuie să aibă suficientă abilitate, atât cât îi permite timpul și educația, și dar nu trebuie multă educație să fii părinte. E foarte greu. Pentru oricine este greu să fii părinte. Dar părintele trebuie să-și rezerve și să-și aloce un timp suficient să se coboare la mintea și la nivelul copilului său, să-l înțeleagă, să-și-l apropie, să comunice cu el, să facă în așa fel încât să-i devină prieten. Copilul ăla se va deschide, va comunica. Un dialog rigid, ineficient, dus într-o zonă dintre asta, să iau un exemplu, tati, ce ai făcut azi la școală? Bine. Sună bine. A făcut bine băiatul meu la școală. Felicitări, tati. Da, fără să, da, să înțelegi foarte exact ce înseamnă, ce înseamnă bine? Acel bine, da, pentru copil, că poate spune, da, i-am dat o palmă unuia, a fost bine, s-am arătat că sunt cool, sunt așa, sau am fumat o țigară, am arătat că sunt peste naivii din clasa mea. Da, deci a crea așa, nu neapărat un blocaj, poate e mult spus, dar un dialog superficial, o implicare superficială în relațiile cu copiii, apreciind doar faptul că, a, ok, este la el în cameră, stă cu minte sau, cum ați amintit mai devreme, liniștit, nu mă deranjează, nu ne deranjăm, lucrurile arată bine. Poate că și tăcerea asta să spună foarte, foarte multe lucruri. Ca atare, și mai fac o paranteză, legat de întrebarea pe care mi-a spus-o, când trebuie părintele să fie mai vigilant.
Fac o trimitere destul de nefericită, dacă vreți, la incidentele de zilele trecute, care sunt foarte mediatizate astăzi, cu fetițele de 13-14 ani, care da, se loveau și spuneau ce spuneau într-un mod destul de nepotrivit și desprins cumva din realitate. Iată, și vârsta de 13-14 ani intră în categoria vârstei vulnerabile. Deci, cred că astăzi, la nivelul de informare și de percepția lucrurilor și de relaționare între semeni, între copii, cred că intervenția părinților ar trebui să fie de la vârste din ce în ce mai mici. Să se implice foarte atent, să comunice, să urmărească, iar orice deviere sau orice, nu deviere, că poate e mult spus, orice schimbare de comportament într-un sens pe care părintele percepe la risc, pur și simplu să întreprindă urgent măsuri. Dialoguează cu școala, cu copilul, eventual cu instituții de specialitate. La noi, bine, la noi deja dacă se ajunge sub efectul consumului de droguri, este destul de neplăcut, pentru că am amintit și nu mai spun că și destul de târziu, comportamente am clacat în ceea ce privește și așa mai departe, unde este foarte greu de intervenit. Însă se poate interveni timpuriu, atunci când s-a identificat o problemă, se dialoguează cu instituții de specialitate, chiar cu psihologi care au puterea și, să zicem, suficientă experiență profesională încât să intervină și să sprijine un proces de reintegrare și de corectarea comportamentului unor astfel de copii. Deci lucrurile nu trebuie lăsate la voia întâmplării, lasă că se maturizează cu vârsta, lasă că o să intervină odată cu vârsta sentimentul de rușine și se schimbă nici de cum. Societatea este schimbată astăzi. Am amintit doar de cazul unui tânăr în vârstă de 24 de ani. Da, sunt multe astfel de situații. Sunt astăzi, în cazurile măcar, în cazurile pe care le instrumentăm noi, preponderent tineri aflați la vârsta maturității, 20, 21, 25 de ani. Adică pe aici se învârte cel mai adesea beneficiarul sau consumatorul care a dezvoltat o adicție. Dar el vine cu un istoric. El vine cu un istoric din zona adolescenței, acolo unde controlul a fost superficial, procesul de educațional a lăsat de suferit, pentru că spui, da, am o fată în vârstă de 16 ani, ce să mă apuc eu ca mamă să-i mai spun acum ei ce trebuie să facă în viață? Are internet, are informare, o ajută școala? Nu este suficient. Dialogul trebuie să fie perpetu și, desigur, intervenția trebuie să urmărească până la urmă corectarea după caza unui comportament care poate să devină problemă. Și mă gândesc că este foarte important să nu mai punem partea materială pe primul loc, pe ideea să muncim 8, 10, 12 ore pe zi, astfel încât să le asigurăm copiilor tot ce le trebuie și tot ceea ce n-am avut noi. Acest tot poate să însemne exact lipsa esențialului. Degeaba copilul când termină liceul și împlinește 18 ani și și-a permisul are o mașină scumpă, dacă cu acea mașină, Doamne ferește, spunea ajunge în alte locuri nedorite de nimeni. Valoarea oamenilor nu stă în lucruri materiale și este cât se poate de adevărat. Dar avem tendința aceasta ca părinți, să le dăm copiilor ce n-am avut noi, auzim adesea, să le facem viața mai ușoară. Este o dorință firească a fiecărui părinte de a-i oferi și de a-i conferi propriului copil un stil de viață mai ușor, mai liniștit. Doar că asta vine cu schimburi. Îți dau, dar îți iau pe de altă parte din timpul petrecut cu tine, din alăturarea. Vedeți, este de discutat, pentru că lucrurile se văd diferit de la caz la caz. Și atunci, sub această dorință și nevoie de a-i oferi propriului copil un viitor mai bun, slăbești o altă legătură care ține până la urmă de dezvoltarea sa în plan personal, de conturarea unui caracter corespunzător.
Sunt copii care trăind sub acest totul mi se cuvine, cred că, da, s-au născut sub aură norocoasă și ok, mie chiar mi se cuvine totul. Eu chiar pot să fac totul și nimic nu mi se va întâmpla. De-aia ajung să fac astfel de lucruri. Din păcate, realitatea ne dovedește cu exemplele luate măcar din spațiu public, că în unele cazuri, da, am auzit de acest termen beizadea, da, este cunoscut. Da, de aici pleacă un astfel de comportament deviant, de la acest concept de beizadea, care este crescut în puf, vine dintr-o familie care poate în anumite cazuri a șuntat anumite procese educaționale și de formare, a venit cu un ocol așa pe o turnantă, zona parvenitismului specifică și dintr-o dată se trezește dacă îi se cuvine totul. Nu. O societate sănătoasă, civilizată, aș spune eu, trăiește după reguli. Regulile care pleacă de acasă, de la lucrurile simple, școlare și sociale, cel mai adesea, care se găsesc consfințite în legi, care trebuie respectate. Nu le respectăm, trebuie să răspundem pentru consecințe. Ce e mai rău, că de multe ori răspundem pentru consecințe sau există o răspundere pentru consecințe după ce un prejudiciu cu victime, adică au apărut niște victime, după ce un prejudiciu, astfel de prejudiciu s-a produs. Și aici este destul de grav. Dar ce vreau să spun este că noi în permanență încercăm să ne adaptăm la tendințele astea, la dinamica asta care apare în evoluția societății, la ce este oportun pentru tineri astăzi, pentru adolescenți, pentru tineri, la ce le place, la vulnerabilitățile care se descriu în jurul lor. Și atunci, da, încercăm să facem mai mult. Unde suntem vulnerabili? Și aici este o mare problemă. Nu avem cum să o controlăm, ci doar să încercăm să o, așa, să o mai ameliorăm. Influența zonei virtuale, influența internetului și a site-urilor de socializare. Acolo se întâmplă foarte multe lucruri. Sunt persoane astăzi, inclusiv din zona adulților, am văzut, care da, rămân conectați la un joc, la un, da, adică pur și simplu își neglijează familia sau un job sau ce știu eu, a face altceva mult mai util, ci rămâne conectat în zona asta virtuală. Dacă un adult trece prin așa ceva și își controlează greu emoția, ce înțelegem și cum vorbim când vedem cazuri legate de copii. Deci, zona virtuală este greu de controlat, este foarte, foarte greu de controlat și nu rămâne decât prin educație, prin educația de acasă, de la părinți, educația școlară, să-i pregătească pentru viață pe acești copii într-un mod corespunzător. Deși, repet, este foarte, foarte greu de controlat această zonă. Și tot zona aceasta este și zona schimburilor de informații, da? Zona schimburilor de păreri și de ce nu de achiziție de astfel de substanțe. Pentru că, din păcate, dacă dăm search pe internet... Este foarte simplu. Exact. Da, este foarte simplu. Mai mult, în zona, într-o astfel de zonă sau în astfel de zonă, există și acel concept de lider, acel concept de mentor, de model care trebuie urmat. Și mulți dintre copii, nerevenind și rămânând într-o zonă virtuală, atunci când revin cu picioarele pe pământ, au o problemă. Da? Adică chiar nu știu cum să se comporte și mânați de ceea ce le spune mentorul din zona virtuală, comit, da? în relațiile de viață cotidiene, cu un limbaj deplasat, cu un comportament cu tendința antisocială, cu gesturi spre zona obscenă și chiar spre forme de violență. Deci lucruri care, da, pot fi greu controlabile dacă, da, nu se intervine prioritar și, repet, de la vârste mai mici.
Cred că educația de acasă, combinată și corelată și conexată la educația școlară, nu face altceva decât să îl sprijine, să-l ajute pe un adolescent, pe adolescent, ulterior adolescent, să se formeze în mod corespunzător ca un viitor adult. Desigur, nu trebuie neglijată nici zona asta a măsurilor legislative, care trebuie să aibă fermitatea lor și trebuie aplicate în mod unitar, da, și nu așa preferențiar și selectiv. Iar pe măsurile... de altă parte, ce facem? Dacă ne crește numărul de consumatori, îi luăm și îi închidem. Privarea de libertate de cele mai multe ori înseamnă, ba din contră, accentuarea delincvențelor în momentul în care se eliberează. Și nu numai asta, este un complex de factori, să spunem, de risc periculoși. Este un lanț al deșertăciunii, dacă vreți, care ne arată că sistemul are hibe, nu funcționează în mod corespunzător. Al lua și al trimite după gratii, faci rău societății, pentru că, da, acea persoană merge într-un sistem unde, da, trebuie întreținut, îi trebuie asigurat, intră în categoria persoanelor vulnerabile și cu toții plătim pentru astfel de personaje. În loc să dăm bani la educație, dăm bani să susținem astfel de cazuri în sistemul penitenciar sau așa mai departe. Mai mult decât atât, astfel de persoane nu învață nimic util și oportun acolo. În ciuda eforturilor pe care le fac cei din mediul penitenciar, pentru că avem o colaborare veche și foarte eficientă de fiecare dată, în ciuda măsurilor pe care le au în vedere, mediul reprezintă un risc major pentru oricine. Și atunci, spre exemplu, pe legislația specifică domeniului drogurilor s-a adaptat, s-a flexibilizat un pic și pe anumite tipuri de infracțiuni, ca spre exemplu deținerea de droguri în vederea consumului, mai ales la drogurile de risc și uneori atunci când nu sunt consecințe în planul pericolului social al faptei, nu se impune privarea de libertate. Instanțele de judecată dau suspendare în cauză, cu muncă în folosul comunității, cu urmarea unor programe de asistență de specialitate pentru astfel de persoane și se evită foarte tare privarea de libertate. În opinia mea este o măsură foarte, foarte eficientă și foarte ok, pentru că nu-i așa, persoana în cauză are posibilitatea să urmeze niște programe de specialitate, bine, fiind constrânsă, de multe ori nedorind, dar automat în cadrul acestor programe dobândește cunoștințe noi, este informată cu privire la riscuri, la efecte, la consecințe atât juridice cât și din punct de vedere medical, psihologic și social. Acceptă cei mai mulți domnul comisar? Acceptă sub efectul ăsta al presiunii legii. Sau întrebarea mai corect spusă era, acceptă cu adevărat ajutorul? Conștientizează că au nevoie de ajutor sau acceptă constrânși fiind de instanță? Cea de-a doua variantă. Din păcate, nu. Nu. Deci doar constrânși. Mai mult, în anumite spețe sunt trimiși de către organele de cercetare penală, de aplicare a legii, nu sunt de acord cu programul, după care se consultă cu avocatul și, băi, dă bine în fața instanței, să se vadă că vrei să schimbi ceva. Și apoi vin și stau pe la ușă și se roagă, pentru că noi am dat un nu într-o speță, într-o astfel de speță. Și știți că m-am mai gândit eu și cred că este mai bine. Dar evident, după primele ședințe cu el, îți dai seama cât de motivat este și cât de dornic este să schimbe ceva. Dar constrânși, îndrumați de către un avocat că așa dă bine în fața judecătorului, în fața instanței de judecată, vin și urmează astfel de programe. Am zis că și așa, tot e bine, este un câștig. Vine acolo forțat de situația, da, pe care o are în spate, și totuși mai învață ceva, mai urmărește ceva, mai află ceva, se discută cu ei, se urmăresc
anumite, prin proceduri specifice, anumite nevoi ale lor spre a fi ameliorate. Dar, da, se conștientizează cel mai adesea când de multe ori lucrurile s-au întâmplat. Un rău social s-a produs, un rău social major s-a produs, o stare de depresie severă, un comportament adictiv sever, da, duce la conștientizarea problemei. E, aici intervenția este anevoioasă, dar nu numai la noi. Peste tot în lumea asta, astfel de intervenții se fac și ele sunt anevoioase, pentru că trebuie urmărit randamentul și evoluția beneficiarului pe toate, pe toate ariile sale de intervenții. Sunt state care, din păcate, și-au recunoscut cumva neputința și le-au făcut legale, cu ghilimele de rigoare, mă refer aici la cannabis cel puțin, astfel încât cu acele fonduri luate din taxe și așa mai departe să se poată construi adăposturi și a se pune la punct o infrastructură care să vină în sprijinul acestora. Cât de departe suntem noi de astfel de situație? Nu suntem foarte departe. Chiar nu suntem foarte departe, dar știți ce ne ține pe loc și pe noi și pe alte state care ar avea, să spunem, instrumentele necesare să dezvolte astfel de programe, urmând experiența, e mult spus poate de bune practici, dar să spunem experiența de bune practici din alte state care sunt mult mai evoluate pe domeniu. Puteți să spunem că permitem sau legalizăm în anumite condiții în relația cu anumite substanțe, în speță cu cannabisul, cum se întâmplă în anumite state și comunități europene. Europene și nu numai, dar vorbim strict de cele europene. Păi, aceste state fac anual, da, și periodic, fac analiza de fenomen. Câți bani se scot din taxe și impozite și din ce se întâmplă în jurul pieței de consum? Și câți bani se investesc în programe și infrastructură de specialitate, în cămine, în centre de tratament, în tratament de substituție și așa mai departe. Păi diferența este covârșitoare. În sensul în care de aici se câștigă 10 lei și aici se bagă 100 de lei, ca idee. Adică câștigul este mult mai mic decât ceea ce presupune intervenția într-o infrastructură care nu face altceva. În multe cazuri, pentru că un comportament adictiv se vindecă greu, foarte greu. Mai mult decât atât, în multe cazuri este irreversibil. Nu face altceva decât prin medicație, prin tratament de substituție, prin schimbarea stilului de viață a unei astfel de persoane, să îi îmbunătățești, să îi ameliorezi o stare, dar nu poți să-l vindești niciodată. Și asta este o problemă. Important este ce facem noi ca societate, ca astfel de lucruri să nu se întâmple, sau ele, dacă ajung să se întâmple, să se întâmple cât mai târziu, argumentul fiind acela că odată cu procesul de maturizare o astfel de persoană iese din zona teribilismului, a curiozității și își caută să-și curoiască un drum normal, corect, firesc în viața sa. Deci aminteam de un loc de muncă, aminteam de poate de o familie, poate de ce știu eu. Mă uitam la un moment dat pe statistica unei țări foarte bine dezvoltate, cel puțin din punct de vedere economic, unde rata de persoane depresive, dar și consumul de anumite substanțe interzise este foarte mare. Da, este valabil, așa cum v-am spus. Și nu neapărat la vârste din acestea delicate, chiar la vârste adulte, în deplinătatea facultăților mentale. Majoritatea statelor europene dezvoltate au astfel de probleme. Mai mult de atât, discutam cu cineva, un beneficiar al serviciilor noastre, care a lucrat o perioadă de zile în Marea Britanie și spunea că avea la locul de muncă unde lucra două persoane care erau în programe de asistență, erau cunoscute ca și consumatori de droguri, își luau tratamentul de substituție, metadonă sau ce tratament îi se administra la locul de muncă. Doar că erau monitorizate, erau urmărite și puse să facă lucruri mai puțin lucrative, mai puțin grele, mai puțin complexe. E o măsură benefică, în opinia mea.
este un proces care urmărește reintegrarea socială a unor astfel de persoane, recunoașterea problemei și nu scoaterea și marginalizarea și stigmatizarea lor, pentru că, din păcate, societatea noastră aici mai trebuie educată, mai trebuie șlefuită puțin. Astfel de persoane sunt persoane problemă, sunt persoane bolnave, dacă vreți, care trebuie să ajutate. Iată, sunt societăți care încearcă să-i sprijin, încearcă să-i integreze printre oamenii normali. Da, societățile respective sunt mult mai evoluate și apreciază și chiar sunt situații care arată că anumite tipuri de droguri sunt folosite în zona medicală. Și cu succes în zona medicală. Asta este o scuză pe care o folosesc foarte mult dintre consumatori. Dar amintesc lucrul ăsta, exact ce spuneați dumneavoastră mai devreme, este o slăbiciune, este o vulnerabilitate, este o nișă pe care mulți merg, mulți din zona de consum, argumentând, păi dacă este folosit în scop medical, da, înseamnă că nu e atât de nociv. Ba, este foarte nociv. Este extrem de toxic. Și, în general, astfel de produse se folosesc în zona medicală problemă, în oncologie, în psihiatrie, adică în zone unde, nu-i așa, problemele sunt evidente și sunt reale. Dar nu au altceva, nu fac altceva aceste produse decât să amelioreze o anume simptomatologie sau o anume stare, o anume morbiditate ce este ea la o persoană, dar nu să vindece. Nu s-a născut niciun drog până astăzi, nu este cunoscut în zona științifică, în zona de specialitate, care să vindece de ceva. Doar ameliorează anumite funcții, anumite probleme. Ameliorează altele și, desigur, poate să genereze, să creeze alte probleme. Spre exemplu, morfina este cunoscută în medicina tradițională din cele mai vechi timpuri. Este un drog, este folosit în oncologie de foarte mult timp. Este extrem de nociv, dar nu s-a găsit astăzi un produs în piața liberă care să vină și după analize științifice, deși au fost făcute multe experimente, care să înlocuiască efectele benefice pentru persoanele cu cancer, în special în fazele terminale, așa cum se întâmplă cu morfina. Deci, alte produse care au fost pentru care s-au făcut cercetări de specialitate au fost mult mai nocive decât acest produs care este cunoscut pentru nocivitatea sa. Toxicitatea care o dă. Asta, ca să scăpăm de acele scuze pe care le căutăm. Da. Nu este nimic rău în ceea ce fac. Sunt state care, din punct de vedere legal, le-au acceptat și, corect, de asemenea, uite, se folosește și în medicină. Asta nu înseamnă că îți faci și tu un bine. Mare atenție și mă gândeam, domnul comisar, pe parcursul pledoariei dumneavoastră la ceea ce înseamnă și evoluția, da, până la urmă. E o evoluție, dar parcă faptul că vârsta persoanelor care caută alternative pentru o stare de liniște și de fericire, oameni care pot să fie oameni împliniți din punct de vedere profesional, mm-hmm, și material, da, dar care ajung în această capcană... Mult. Spune mult și este strâns legată, dacă vreți, de evoluția societății, este strâns legată de anumite medii de relaționare, este strâns legată de, dacă vreți, chiar de un stil de viață în anumite cazuri. Pentru că sunt persoane, eu am cunoscut și văd și astăzi persoane care spun că, deși a dobândit o tusă tabacică, eu fumez de plăcere. Fumez un pachet de țigări, dar fumez de plăcere și n-aș putea să mă las vreodată de țigări. Ca idee, doar raportându-ne strict la țigări sau, după caz, la alcool, care sunt mai... Deci, e un concept de conduită la anumite persoane. Important este să se conștientizeze pericolul, important este să se aibă în vedere riscul adicției, care este evident. Important este să se conștientizeze că tot ce are legătură cu drogurile în România astăzi este în afara legii, este ilegal, ca atare, da, domnule, dar le aveam în buzunar să le consum pentru mine. Unde este problema? Problema este că legislația din țara asta
la care ne raportăm și pe care trebuie să o respectăm, că dacă nu o respectăm este haos de bandadă, asta spune. Deținerea de droguri în vederea consumului se sancționează penal, este infracțiune. O instanță stabilește pericolul social sau potențialul pericol social și așa mai departe. Da. Deci, dar lucrurile sunt clare și ele trebuie integrate foarte bine în regulile astea de conduită care guvernează societatea și, și viața fiecăruia. Nu putem face abstracție și nu avem cum să facem abstracție de comportamentul specific vârstei adolescenței. Sunt mânați de curiozitate, sunt mânați de teribilism, de nevoia de a se evidenția, de a face lucruri altfel decât în mod cotidian, de a fi mai cool, de a fi mai la modă. Una dintre vulnerabilitățile care astăzi sunt la modă este chiar această problemă a consumului de droguri. Amintesc de fiecare dată că drogurile astăzi sunt un pericol pentru întreaga și sunt dovedite științific la nivel mondial că sunt extrem, extrem de periculoase. Consumul de vălmași și o relație, să spunem, haotică generează probleme pentru sănătate, generează probleme de conduită socială, probleme de randament, probleme de înțelegere până la urmă a întregului concept de viață și nu face altceva decât să-l contureze pe acel consumator dependent într-un rebut social. Orice societate nu are nevoie de rebuturi, are nevoie de valori. Ăștia vin și duc și formează și evoluează societatea. Valorile, rebutul, n-ai ce să faci cu el decât să bagi bani și să-l menții într-o zonă de plutire. Nu avem nevoie de așa ceva. Și trebuie să luptăm pentru asta. Un consumator dependent de astfel de substanțe, în mod clar, este un om care nu va putea să aibă un curs firesc până la urmă al vieții și nu va putea niciodată să relaționeze, să-și formeze o familie, pentru că nu știu câți ar accepta un astfel de personaj, indiferent cât de minunat ar fi în interior, cu astfel de dependențe, mai devreme sau mai târziu lucrurile se rup. Și ca ultima întrebare, domnul Nicolaiț, a mai discutat pe parcursul timpului despre acest lucru, dar cred că este necesar să mai discutăm încă o dată, pentru că încă privim această problemă a consumului de substanțe interzise ca fiind departe de noi. E o anumită categorie a societății, de regulă societatea, clasa de mijloc sau chiar cei care au probleme din punct de vedere financiar, care privesc această problemă ca aparținând celor cu bani. Nu are copilul meu bani cu care să-și cumpere așa ceva. Este foarte grav. Și mă bucur tare că ați amintit și acest aspect. Este foarte grav tocmai pentru faptul că există tendința de a spune că la mine nu se întâmplă. Sau dacă nu se întâmplă la mine, nu mă interesează ce este dincolo. Da, pot să interpretez că este un concept, o gândire de viață. Nu, tot ceea ce se întâmplă dincolo nu mă poate afecta pe mine. Pentru că nu mă afectează azi, mâine, poimine. Dar azi, poimine, s-ar putea acel de lângă mine, da, să mă vadă pe trecerea de pieton și să creadă că sunt la 100 de metri de el. Pentru că substanța asta induce. Da? Niște pupile contractate sau, după caz, dilatate, creează o incoordonare vizuală spațiu și timp. A spațiului, da, și timpului și atunci se poate întâmpla. Da? Adică nu putem neglija ce se întâmplă în jurul nostru. Nu este, moral vorbind, nu este ok. Și atunci da, trebuie să existe un interes și pentru cazurile celor nevoiași, în sensul în care de multe ori sunt foarte ușor de atras. Ei sunt veriga slabă, dacă vreți. Să spunem reținerile din viața unor copii care cel mai adesea fie vin din familii monoparentale, din familii cu educație precară, cu copii, cu părinți plecați în afară la muncă, din medii sociale unde nu există un dialog și, așa cum am amintit mai devreme, și un interes pentru educația acestor copii. Argumentul fiind că
nici de mine n-a stat nimeni când m-am format, dar societatea era alta. Astăzi societatea ne arată altceva. Astfel de persoane, astfel de copii sunt foarte ușor de atras și nu numai în problema asta ce ține de trafic și consum de droguri, trafic de persoane, zona prostituției, iar este o vulnerabilitate majoră pentru societatea noastră, care de asemenea trebuie urmărită cu maxim interes. Pentru că persoanele, așa cum aminteam, cu educație precară, din medii sociale defavorabile, sunt foarte ușor de manipulat. Extrem, extrem de ușor de manipulat. Cu atât mai mult cu cât astăzi, strict în piața drogurilor, există droguri pentru toate buzunarele. Există piață de consum pentru toate buzunarele. Deci, oferta există și niciodată nu putem spune că o relație cu un drog îl afectează doar pe cel bogat sau pe cel sărac. Îl afectează doar pe cel cu ochii albaștri și pe cel cu ochii căprui. Nu. Pur și simplu, drogul își face treaba. Distruge. Da? Distruge tot ce e mai frumos în viața unui om. Din păcate, îl dezumanizează, așa cum spuneam, îl conturează ca reput social și este foarte grav. Este extrem, extrem de grav. Însă, lucrurile se văd diferit de la familie la familie, de la persoană la persoană și, în general, de la societate la societate. Noi suntem și rămânem vigilenți și consecvenți misiunii noastre. Astăzi, într-un mod mai puțin vizibil, în mod direct și doar în zona mediatică, în zona online, să sperăm că schimbările legislative și măsurile astea restrictive legate de pandemie să înceteze la un anumit moment dat și să intrăm într-o zonă deschisă unde creăm multă vizibilitate și deschidere pentru o informare și o conștientizare corespunzătoare a membrilor societății, în special adolescenți și tineri. Domnul comisar, eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, dar nu aș vrea să încheiem înainte de a le spune celor de acasă că copilul lor nu este responsabilitatea instituțiilor statului, a școlii, ci în primul rând a lor, a familiilor. Pentru că tot începe în curând școala, să nu uităm de copil, ne preocupăm în primul rând noi, înainte să așteptăm de la profesor, diriginte, centru antidrog sau alte instituții. Vă mulțumim, toate cele bune!